Salutare și bine ați venit la un nou episod de pe canal. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Astăzi jucăm la campionatul mondial România versus România. Cel mai important mezi după punctul meu de vedere. Sper să se vizualizeze foarte mult, așa că dați un like și abonați-vă la canal. Vom vedea și cu ce echipă începe România cea adevărată. Tătărușanu, Ganea, Chiricheș, Moții, Hanca, Hoban, Pintili, Maxim, Budescu, Torje și Andone. Pe Andone avem și pe noi și noi și restul jucătorilor, cum ar fi Pintili și... Tătărușanu și cine mai este Maxim. Va fi un meci foarte interesant, sper să ne bucurăm de el. Chiar trebuie să, să fim fericiți că am putut să jucăm cu România cea adevărată, foarte greu era să picăm cu ei. O să vă povestesc pe parcurs ce s-a întâmplat la clipul ăsta. Așa că pe moment să ne bucurăm de meci. Uh, ce să zic? O echipă relativ ok a celor de la România, așa că diferit de noi. Clar, noi avem primii posesia, va fi foarte interesant de comentat numele jucătorilor, adică n România versus România, se poate întâmpla să fie Maxim versus Maxim sau Pintili versus Pintili, chiar, chiar, chiar sunt pe teren la ambele echipe. Acum Kipciu pe partea dreaptă ne înaintează foarte bine, cred că va încerca o centrare foarte bună, Bogdan Stang acolo îi trimite înapoi, dar pasa este foarte slabă dată de acesta și acum Tătărușanu prinde foarte ușor N -avea. și începem Începe și România cea adevărată să... Nu știu cum să comentăm. România vs. cea adevărată. Budescu, acum care este liber de contract de ceva timp, adică în momentul în care filmăm un clip e liber de contract, dar reușește România din nou să... România cea adevărată să aibă posesia, dar acolo pintele foarte bine intervine, îi dă în cap la ăla, nu e problemă, noi ne continuăm jocul pasă bună, rămâne foarte liber aici Florina Andone Florina Andone intră în careu Florina Andone încearcă să îl întoarcă pe Tătărușanu îi pasează lui Chipciu și reușim să marcăm primul nostru gol versus România Chipciu îl dă, a fost, a fost o fază relativ ok acolo posibil Andone credea că Tătărușanu se va culca sau îl va păcăli, dar Tătărușanu este un portar cu foarte foarte multă experiență Jocul celor de la România cea adevărată au jucat cu Egipt, i-au bătut, au jucat cu Danemarca, au bătut, deci clar, ambele echipe merg mai departe, fără nicio problemă. Desul de slăbuț a fost. Deci chiar a fost slăbuț, aici s-a blocat puțin, pas, bară, șut, pe lângă, nu se poate și ceva, s-a blocat și telefonul. Și jocul și tot, și tot n-am dat gol. Deci a dat-o la Tătărușanu, Florin Andone dă în și Bogdan Stancu cu poarta goală de el de pe lângă. Nu se poate ceva. Florin Andone către Bogdan Stancu, chipciu din nou, întoarcem, centrăm foarte bine. Un șut care trece razant de spațiu porții, incredibil. Trec un milimetric de, de poarta de, a partea de Ciprian Tătărușanu. Că și eu acolo, duelul la cap, Bogdan Stancu. Parcă că nu putem să jucăm, adică tot noi, de noi cine să jucăm și pe cealaltă parte, adică, da. Și s-a blocat, dăm și pe lângă poartă, nu credeți ceva. Și ne vedem după pauză. Începe și a doua repriză cu scorul de 1 la 0 pentru noi. Am avut mai multe ocazii, dar n-am reușit să le punem în favoarea noastră se pare că se cam blochează, adică adevărul este că am filmat și trei clipuri astăzi și, na, de când n-am mai filmat de mult. O, ce pasă, da, aici foarte bine, Antone, îl găsește pe Bogdan Stancu, Bogdan Stancu! Îl lasă pe tătă a în fund și reușește să facă 2 la 0. L-a pus pe tătă fix în fundulez. Vom vedea acum pe reloare. I-a dat o scăriță de nota 10 și... Op! a căzut tata. Reușim să facem 2 la 0. Foarte, foarte frumos acest meci. Chiar sper să, să vă bucurați de el, fiindcă chiar, chiar e că mai bine urmăriți asta decât să urmăriți alte clipuri de la mine pe canal. Ok. Iar începe să blocheze telefonul, incredibil. Cred că ar fi trebuit să le postez pe la două pe care le-am filmat mai devreme marca și Egipt, dacă nu le-ați văzut, intrați pe canal și uitați-vă. Și după aceea, când era memoria liniștită, telefonul așa, oh ce pasă, da, acolo Bogdan Stancu. Ce pasă din alunecare reușește Bogdan Stancu către Florina Andone și uitați-vă, uitați-vă, ce... deci din alunecare, hop, i-o dă lui Florina Andone, care era acolo, dacă ratat de acolo era o problemă majoră. Iese Alexandru Maxim și intră Nicolae Stanciu. Nicolae Stanciu ar fi bun și la noi, adică nu ne-a apărut niciodată pe transferuri, dacă ne-ar fi apărut l-am fi luat 100% și este scorul 3 la 0, deja se vede ce care România este mai bună, ce l-a întors acolo torce pe, pe Pintili, dar greșește până la urmă, ideea este că cu România nici nu mai aveam când, când să ne să picăm cu ei în grupă sau așa. Clar, câteva meciuri, câteva campionate mondiale, nu cred că o să mai picăm cu ei în grupă. Ia ea se intră și Dragos Grigore, care joacă la rapid, foarte tare, ar fi bun și el acolo, dar nu știu pe cine am scoate din apărare. Hagi, apără Ciprian Tătărușanu. Vedem și următorul corner, cred că îl batem la fel către Ianis Hagi, facem o schimbă, lăsăm mingea pe spate, Andone, e, Andone din nou pe lângă poartă. În momentul să se vede că jucătorii noștri nu prea au calitate. Intră și Adi Popa, Adrian Popa, cred că e Adi Popa clar, da? Motoreta României, să vedem cum se va descurca. Pare rău că s-a cam blocat clipul pe, pe episodul ăsta, pe cealaltă nu, nu prea s-a blocat de atâtea ori. Cred că asta a fost greșeala mea că am vrut să le filmez toate astăzi, astăzi adică toate din grupă. Și ce gol reușește Bog, Florina Andone, deci o fază care nu zicea nimic, ca o pasă dat acolo în margine, o centrare, era un unghi de, un ung destul de mic și totuși reușim să marcăm un gol foarte, foarte frumos. Mă bucur că am jucat așa, atât de bine, 4-0. Uh, România nu prea ne-a atacat, dar, uh, nu știu, poate, cine știe, vor avea și ei șansa lor. Am uitat să vă zic la pauză, uitat să mă uitasem la restul uh, meciurilor și Slovenia conducea Spania cu 5 la 0. Deci Slovania, pe Spania, nu invers, de Slovania, conducea cu 5 la 0 Spania. Incredibil meciul ăla chiar. Adi Popa, acum la balon, Adi Popa este de deposedat, cred, da? Pasă greșită dată de, de jucătorul nostru, acum foarte bine. Să vedem, îl întoarcem acolo pe moții, ar trebui să pasăm, dar nu avem cui și este accidentat, nu se poate. De ce te accidentezi cu echipierul Chiriche? Și zici tu. Și doar cartonaj galbe și cred că acolo este Marin, Răzvan Marin accidentat. Și tot pe Răzvan Marin îl punem să bată penaltiu, să-l punem tot pe el, să bată așa, să se... No, nu, nu punem pe el, îl punem pe Bogdan Stancu, totuși Așa ca bine Bogdan Stancu, să vedem și ratăm, incredibil. Ratare incredibilă, doar corner. Maxim. Foarte bine înalță mingea către Bogdan Stancu. Antone pe lângă port. Foarte, am avut multe ocazii, cred că am avut 10 șanse de a da gol. Aici nu am reușit să furăm minge să dăm 5-0, dar și 4-0 este un scor foarte, foarte bun pentru noi. Eu sper să ținem tot stilul ăsta de a juca, fiindcă jucăm foarte, foarte bine. Florian dorea un meciul 4-0. De a aștepta, cred că România nu e echipa de wow, adică e cam ca Egiptul. Și următorul meci îl jucăm cu Ghana, nici o român la transferul, ca de obicei, nimic special. Haideți să vedem și ce alte meciuri. Irlanda cu Franța, Australia, Portugalia, Norvegia, Paraguay, Columbia, Italia, Ghana cu România, Belgia, Argentina. Asta e un meci foarte, foarte interesant. Republica Cehă cu Slovenia, care a bătut Spania. Deci, dacă ați văzut, Spania nu e aici și România joacă cu. cum se traducă ăștia? Cu asta de fildeș. Dar Spania era în locul Sloveniei, dar a bătut Deci era 5-0 la pauză gândiți-vă cât poate era la final. Și vedem grupa Spanii, da, Spania pe locul 3. Spania, locul 3, Slovenia, Paraguay, trec mai departe cu două victorii, 6 puncte. Cam asta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal și dați un like și să vă mai uitați la toate clipurile. Asta a fost unul special. Până pe data viitoare, toate cele bune. papa. Pa.